Feriște ce discuții au. Antonio se gândește cum o să-i facă el micul dejun copilului și că nu o să-l trage 10-15 minute în plus în fiecare dimineață să facă mic dejun. Și Roberto îi spune, data vezi că trebuie să faci lecțiile cu el, să te duci să le de la școală. Și Antonio spunea, păi dacă copilului îi place de mine, o să-mi placă și mie de el. Și asta e, o să învăț materie și o să învăț odată cu el și pe urmă când o să mă întâlnesc cu zei, nu o să-i dau probleme. Deci iar râs de mantă văd pe jos. Vă dați seama, el se vede deja și în sură și cu copil și ce se face el, cum îi face micul dejun, cum îl duce la școală, cum îl ia de la școală. Tot Antonio spunea, Maria îi place să gătească și se și pricepe la asta. Cu siguranță o să facă o zi ea, o zi eu, depinde cum avem timp și cum ne preocupăm. Păi mie chiar Antonio, deși că nu consumă foarte mult suc, este super băiat, vă spun clar.